te fac eu? 8.000 de dolari. Atenție, am fost în trending numărul 1. Hai să vă arăt și încasările mele. Păi cu... viața aia. Toți erau hype, erau așa. 2 milioane. Cele mai puține vizualizări, dar și mai mulți bani. Știi cum e, că banii trag la mine. Ești practic a făcut din YouTube bani mai puțin decât chiria de la spațiul ăsta. Hei, eu salut, eu sunt Sherry, bine v-am regăsit la al doilea vlog pe anul ăsta, fraților. Mi se pare super interesant ce clip a făcut Gen. Astăzi vă voi spune cu subiect și predicat câți bani generează cei mai mari vlogări români. La virgulă, în acest vlog, de fiecare dată când fac un Q&A, când vă întreb pe voi ceva, de multe ori este circulată și această întrebare: câți bani plătește YouTube pe vizualizări regenerate? Și astăzi o să fac ceva în premieră. Eu niciodată nu am mai declarat public banii pe care îi încasez din YouTube, ci am declarat doar în Academia de Vlogging câți bani am făcut pe 2020, dar niciodată altundeva. De asemenea, toți youtuberii pe care o să-i vedeți în acest video, cred că cu excepția lui Dorian, n-au mai declarat niciodată public aceste cifre. Videoclipul ăsta are doar un scop informativ, pentru că nu vorbim doar despre sumele de bani, ci și despre cum se fac efectiv acești bani și de ce 1000 de vizualizări la un youtuber nu generează atâția bani ca o altă 1000 de vizualizări la un alt youtuber. Înainte de asta trebuie să-i suni, să-i întreb dacă sunt de acord cu ideea. Te pup, Mițane, ce faci? Nu pot să cred că a filmat și când m-a sunat. Mai lucram la niște lucruri. Te pup, Rafa, ce faci? Salut, ce-ți fac? Uite, alergătură. Mă, și opte, ce faci? Bă, uite, fii atent, fac un video. Nimeni Rafa, nimic, mă, ca faci și gura voastră. Nimeni, absolut bă, nimic, salut, Teo. Ia. Mă joc, tu ce faci? Să fac un videoclip în care vreau să arăt câți bani se fac din AdSense. YouTuber din diferite categorii: gaming, vlogging, tech. Și întrebarea mea e simplă. Tu fiind din zona de podcast, vreau să te întreb dacă ai fi confortabil să arăți în videoclipul ăsta public câți bani faci din AdSense? Da, și așa nu e grozavă luna, deci... Ok, e disat. Da, nu, da, hai să facem ce am. Nu știu dacă ai fi confortabil pe detalii, de ce nu prea mă arăt, știi? Da, sigur că da. Deci ești transparent. Ok. Da, n-am întrebat. Ultimele 30 de zile, nu pe ultimul. Nu, oameni. Ultimele 30 de zile, doar. Nu, nu prea. Nu mă interesează prea tare. Sunt niște chestii mai sensibile. Eram pe LOL, bă, da, bine că, băi, bine că nu m-a sunat și nu m-a prins într-un moment de la despărgeam toate astea și nu știu ce, ești nebun la cap. Da, e perfect, ultimele 30 de zile. Sau nu puțin, dar da. Bă, ce vagabond e! Da, mă, hai. Băi, dar am făcut puțin comparativ cu celelalte luni. Nu e că am făcut puțin, Doamne ferește, că sunt foarte recunoscător, frate. Și vă mulțumesc asta de fiecare dată, ești nebun. Asta am acceptat să aud. Ăștia sunt toți youtuberii care au acceptat să ne arate câți bani fac din YouTube. Acum noi o să-i plasăm într-un clasament după ce o să aflăm câți bani fac fiecare. Dar înainte de toate, dați acum pauză și lăsați în comentarii care credeți că este ordinea în clasament. Sunt curios să văd, cred că, eu cred că o să fiu ultimul. Când vorbim de încasările lor din YouTube, care este topul vostru personal? Cine credeți că face cei mai mulți bani? Bă, ia, vreau să aud topul vostru. Hai să-l facem acum, aici nebun. Hai să-l facem acum, Deci, ținând cont că asta m-a și întrebat și el, cine crezi că are cel mai mare RPM, gen, când a venit la mine? Răspunsul meu a fost Codin, pentru că a făcut acele podcasturi, gen, cine face podcast are RPM mult mai mare pentru că e mult mai lung videoclipul, automat generează mult mai mult watch time și automat lumea rămâne și vizionează mai multe reclame, gen. Știi ce zic? Că pe asta se bazează practic revenue-ul ăla, gen. Și i-a zis Codin și mi-a zis că da, deci automat... Eu cred că Codin, bine, el mi-a zis că are cel mai mare RPM, nu că ar fi făcut Teo locul 1. Nu, mă, nu e cazul. Bă, frate, nu. Nu știu cine a făcut cineva. Deci ori Dorian Popa, ori Codin, aș zice. Băi, Shelly, nu cred că a făcut cel mai mult pentru că nu a postat așa mult luna asta, știți? Și gen, cred că e Codin sau Dorian Popa, gen locul 1 sau 2, gen la modul ăsta. După aia, cred că e Mitsu, că a postat foarte mult și i-a mers foarte bine. Felicitări și bravo lui și doamne așa se meargă foarte bine în continuare. După aia e Shelly și după aia cred că-s eu. Asta, eu așa cred. Ia 1 Dorian, 2 Codrin, 3 Vlad, 4 tu, 5 Mitsu. Tu cred că te-ai uitat la clip, bagabontule. Nu, nu te-ai uitat la clip, că n-am cum să fac mai mult decât Mitsu, gen. Că a postat mult mai mult. Uite, hai să vedem, hai să vedem. Deci am zis Dorian sau Codin 1 și 2. Am zis, asta e așa, că l-am uitat pe Vlad Munteanu. Cred că e și... Nu, că a zis că a făcut... Nu, a zis că a făcut mai puțin decât chiria. Vlad nu prea a postat nici el. Cred că e... Nu, mă, nu. Deci fiți atenți. Cred că e Dorian și Codin, gen locul 1 sau 2, dar nu știu exact care. Cred că pe 3... cred că pe 3 e Mitsu, 4 Shelly, 5 eu și 6 Vlad Munteanu, pentru că nu l-am mai văzut să posteze. Sau poate nu mi-au apărut mie, mă. Nu cred că n-a postat.
Hai să vedem, că nu știu, nu știu, ești nebun la cap, nu știu. Eu am clasat gen în funcție de cum care cum a postat. Știi că Dorian a postat aproape zilnic în perioada asta, să nu foarte bine. Ești băiatul meu, ești de la DNA, de la ANAF, cine e? Să vedem cifrele, banii la control. Banii la control. Doamne, ferește să vină la ANAF, că nu trebuie forță. A venit să vadă câți bani faci de pe urma lui, bă, popa. Că vrea și el o parte din bani. Foarte răscută de cei care se întreabă, deci practic câți bani faci tu din YouTube. Suma asta e compusă din cantitatea de vizualizări înmulțită cu acel RPM. Asta contează. Deci, sunt curios pe ultimele 30 de zile, nu vreau să știu mai mult. Deci avem așa. Practic, gen... Oh, bine rău, ești nebun, Dorian. Bravo, frate. Faza e că RPM-ul, gen, la YouTube sunt două chestii. E RPM... care este efectiv ce bănuți ne vin nouă, și CPM, care e de fapt câți bănuți se fac, dar o foarte mare parte o păstrează și YouTube-ul, gen din reclame și așa mai departe, știi? Și gen CPM-ul de obicei e mare, e 1.30, 2 la modul ăsta, și nouă ne vine 0.60, 0.80 la modul ăsta, adică păstrează destul de mult, dar până la urmă e platforma lor, fără ei... Îți dai seama, nu puteam să facem ceea ce facem acum, la modul ăla, știi? 4853 last, cu RPM 0.89 și... Mamă, bun RPM-ul la hâțu. Playback CPM 2. Uite, asta zic, vedeți? CPM-ul este mult mai mare, gen e $2 și ceva. Și uitați, nu e nici măcar jumate RPM-ul, să zici că facem jumate-jumate. E un pic mai puțin, cred că e 40% dacă nu mă înșel, la modul ăsta, știți? E posibil să fi crescut RPM-ul de la faptul că am făcut vlogurile astea din afara țării? Deci în mod normal n-ar trebui să influențe. Eu cred că da, pentru că travel-ul, gen subiectul în sine, e mai bine plătit pentru că atrage lume mai matură, știi? X2 Brothers Gaming cu un euro, salut, ce mai faci, te susțin mult, respect maxim, de-abia aștept să te sperii la horror. Hai mă, că după aia ne jucăm, gen. După clipul ăsta ne jucăm. Că deja am stat o oră și ceva. Din care postezi influențează ce oameni se uită. Adică dacă la tine s-ai fi uitat într-adevăr greci. Păi asta e, și... că s-au uitat, că mi-au crescut, mi s-a schimbat clasamentul. Unde găsim? La bă, audience, nu? Eu uite, United Kingdom, Germany și abia după aia Moldova și Italia. Bine, Italia cred că era oricum. Român din diaspora. Clar român din diaspora, da. Cu IP de diaspora. Cu IP de diaspora. Which is good. Da, asta te să înțeleg și oamenii care ne întreabă cât sunteți voi plătiți pe 1000 de vizualizări. Variază de la cine vin vizualizările alea și în ce perioadă se fac. Pentru că tu, de fapt, nu ești plătit pe vizualizări. Tu ești plătit pe reclamele care se afișează pe videoclipurile tare. Ce, te uiți la other videos your audience watch? Deci avem Jador Ozi, Inisebi, Abu Dhabi, Costel Biju, Iuli Neamțu. Variază foarte mult cifrele în funcție de cine se uită. Dacă se uită oameni cu o putere de cumpărare mai mare, adică oameni din țări mai dezvoltate, gen Germania, United Kingdom, chiar dacă sunt români. De asemenea, dacă se uită, spre exemplu, la tine... Ca să înțelegeți, gen, RPM-ul ăsta, la noi e 0.50, 0.60, 0.81, să zici, și în America, gen în state, ar fi cam 6, 7, hai să zic că cel mai mic ar fi 4, la modul ăla, gen. Adică ei fac de vreo 10 ori mai mulți bani, înțelegeți? 1000 de bucureșteni cu venituri uite, peste exact, medie. Uite, exact, la asta mă uitam, uite la orașe, București. Exact. Mamă, eu nu m-am uitat niciodată la Top Cities. Dacă se uită 1000 de bucureșteni cu venituri peste medie, banii pe care îi primești vor fi mult mai mulți decât dacă s-au uitat la tine 1000 de oameni. Și venitul celui care se uită contează? Da, pentru că Google știe tot, știe absolut tot. Asta știm. Și unique viewers, adică oameni unici care s-au uitat la tine, da, deci nu numărăm de două ori oamenii, unici au fost 1,4 milioane, ceea ce e wow. Decembrie 1 decembrie încasările sunt duble față de ianuarie, poate chiar triple. Uite, dacă ne uităm, spre exemplu, la tine, Dorian, ai avut în decembrie 8.000 de dolari și în ianuarie, momentan, bine, nu s-a terminat încă una, ai avut... Mamă, bine! 3.000. În perioada Crăciunului, toate companiile vor să ardă toți... De ce ai 4.000 de persoane pe live? Păi, de unde să știu, mă, viața mea de ce? Nu e ca și cum ești fi plătit să stea pe live. Poate se simt bine cu mine. Banii pe care îi mai au pe final de an în campaniile de publicitate. Toți au promoții, toți au reduceri. Să aducem lopețile, zic. Toți au campanii de Crăciun și atunci advertiserii, oamenii care plătesc să pună reclame pe videoclipuri, bagă banii în forță. În ianuarie, așa cum zice un mare poet, bine boss, ai tu pe oare orgoliu, dar buzunarul tău poartă doriu. Deci controlul ANAF s-a încheiat cu succes. Acesta a fost dashboard-ul de la YouTube-ul Dorian Popa. Hai să vedem cum arată și la restul. Stați o secundă, vreau doar să vă zic că filmul Tabăra mai stă doar câteva zile în cinematograf, așa că dacă nu l-ați văzut, haideți la film că merită.
am ajuns la Mitsu, băieți. A venit Anafu, un cățel. Anafu, băi. Așa, Mitsu, tată, hai să vedem situația. Toată lumea l-a primit așa, o, salut, i-a deschis ușa, eu l-am speriat de era să leșine pe hol acolo. Bă, ce e asta, mă? Păi, te fac eu. Cum să aibă 93.000 de... De că n-am văzut. Bă, ce e asta, mă? Păi, te fac eu. Ce e asta, mă, ești nebun? Cum să aibă 93.000 de dolari cu 5.000? Păi atât am eu RP, mă, că eu sunt pe Fortnite, pe Kid și la mine se plătește bombă. Bă, mă, e nu pot să cred. Gata, mă, ia să vedem suma pe bune, bă. Hai să vedem. Wow, da, cum a făcut, mă, ești nebun, ce Caterinca. Cum faci, mă, de la live? Nu, frate, de la vloguri, mă, crezi că am intrat pe public nou de când am intrat recent. Ce vloguri alea editate, forță? Păi normal, alea am rupt abonați. Acum, cred că 2 ani de zile, cifra asta mi s-a părut chiar mică, însă lucrurile s-au schimbat foarte mult de atunci. Cei ca Mitsu, care fac asta de mult timp, sau pentru cei ca mine, e greu să ajungi la 25.000 de abonați într-o singură lună. Eu am 13-14.000 ca și comparație, deci... Păi, la toți, deja am spus, mă, că te am 7.000 de like-uri, vă mulțumesc din suflet, frate, apreciez maxim. 6 milioane. Ah, Inspect Element, ah, ok. De vizualizări care ți-au adus un revenue de 2710. Deci, Mițane, tu ai un RPM de 0.5. Ia, vino aici, Mitsu, eu am 0.40. Ah, bine! Am așteptam să fie puțin mai mare la Mitsu, având în vedere că face și live-uri și gen, v-am zis, cu cât e... Cu cât e mai lung un video și lumea se uită automat mai mult la el, practic vede mai multe reclame, știți ce zic? Și automat îi crește RPM-ul ăla. Am venit, băieți, să ia și mulțumiți. RPM-ul reprezintă ce ți ajunge ție în buzunar. CPM-ul reprezintă a, ce uite, acum zice un dolar. Din, din un dolar 20, 70 de cenți frumos, ia, băieți, pe dreapta. Mamă, e Caterin, că rău asta cu Inspect Element, ești nebun? Și membri, eu nu știam. Da, tot. Ăștia-s banii care ți ajung ție în buzunar din acești membri. Da, da. Totodată, totodată în toți banii aia din overview de acolo, acolo... Și mai plăceau videourile alea cu pădurile. Nu aveți, dacă poate să mai facem. Nu e timpul pierdut. Toate donațiile prin super chat făcute de către viewerii de pe live-uri. Nu-s doar reclame la mine okay. Acolo. Se vede, frate, diferența dintre noi care facem un conținut la care se uită mai mulți copii și adolescenți față de Dorian, spre exemplu, sau mai ales față de cineva pe tech, frate. Interesante diferențele astea, deci de asta fac și vlogul ăsta ca să înțelegeți că nu toate vizualizările sunt egale și sunt reclame, dar nu pe timpul live-ului. Gen, mi se pare că pe live la modul intră o reclamă sau maxim două, că știți că se mai pun două într-una și vedeți că pe alea nu le selectăm noi, pe alea gen decide YouTube-ul dacă le arată așa, gen că am mai văzut în comentarii, frate, nu mai știu dacă la vloguri sau la live-uri, zicea, ia uite-l și pe Nehalitul ăsta pune două reclame într-una la modul ăla. Bă, frate, nu le selectăm noi, mă, ce aveți, ești nebun la cap, câte să punem și noi? Adică, noi și dacă punem, fiți atenți, noi și dacă punem, nu știu, pe, uite, pe astea 15 minute, noi să zicem că punem 1000 de reclame, la modul numai galben. Nu are cum să le pună pe toate YouTube-ul, pentru că se sesizează și el la modul ăla, gen, pune cât crede el la modul ăla, știți ce zic? Înțelegeți că YouTuberii nu fac, de fapt, marea majoritate a banilor din acest AdSense. Adică, Mitsu, nu trăiești din banii ăștia, nu? N-ai, nici n-ai cum să realizezi clipurile. Care sunt, cum ar veni, cele mai mari surse ale tale de venit ca și vlogger? La mine e un fel următor. Îți zic că sunt transparent total. Deci avem așa, spre exemplu, avem campaniile, codul GeoMitsu, codul de pe Fortnite. GeoMitsu aduce, nu? Aduce. După care AdSense, donații, pe donații nu te bazezi absolut deloc. Adică poți să ai live-uri în care ai 5 euro donații. Care vrei care ai 1000 de euro donații. Nu are nici mai mică treabă. Și mărci. Și mărci care ai să zicem că ar fi peste donații. Deci ați aflat răspunsul la Mitsu, 2710 dolari făcuți în ultimele 28 de zile, în ultima lună, practic de la 5,6 milioane de vizualizări. Te pup, ce faci? Ce zici? Mamă, zici că te-am trezit din somn. Vreau să dacă zici, câți ani au trecut de la primul repeter Sherry vs. Ramunteanu? 3 secunde. 1, 3, câți ani? 5 ani. 6. Salut, eu ce scaun de gaming ai? De la... Stați că nu știu cum se pare. De la Secret Lab am eu. Bun, ne aflăm. Cei care au adblock, practic, lor nu li se pun reclamele la modul ăla. Și noi nu avem cum să generăm nimic de pe urma aia, că practic nu văd reclamele, știți ce zic? Că mi se pare că, Mikey H spune asta într-un clip mai de mult, gen acum câțiva ani, că cei care au adblock practic nu susțin deloc vloggerii, dar na, e multă lume care se uită de pe telefon și e multă lume care are YouTube Premium și iarăși nu au reclame, dar tot gen compensează cumva pentru că e YouTube Premium, adică ei plătesc direct către YouTube și YouTube-ul ne compensează pe noi cum ar veni și ce zic creatorii de conținut.
YouTube studio la domnul Vlad Munteanu, yes, dragi sir. Prieteni. Pe ultimele 28 de zile mă interesează mai mult RPM-ul pe mine decât revenue-ul efectiv. Deci tu ai un RPM de 0.71. Uite ce RPM mare are și Vlad. La un moment dat mi se pare că avea și 3, îmi zicea Dima, dar cred că la era CPM. În ultimele 28 de zile ai făcut 1496 de dolari. Acum cred că ar trebui spus că postate. Cu 3 clipuri postate. Da? Mamă, fii atent că cred că e cum am zis eu, ești nebun la cap. Deci cred că topul e cum am zis eu. Deci am zis așa, Dorian sau Codin, gen 1 și 2, nu știu exact care cum, dar cred că Codin, pentru că podcasturile rup, frate, și au RPM mare, gen. Să fie Codin, Dorian, Mitsu, Shelly, eu, Vlad. Gen, dar așa cred că o să fie. Cred că nu așa își câștigă YouTuberii existența, pentru că cred că, dacă nu mă înșel, costurile tale de producție pe clipuri alea sunt mai mari de atât. Adică da. Dacă ar fi să faci doar bani de aici, nu ai fi profitabil, ai muri, n-ai avea din ce să plătești chiria. Da, dar cea mai mare investiție la un videoclip cred că a fost atunci cu Monopoly în viață reală. Când trebuia să faci toată planșa aia, trebuia să fie... M-a costat peste 4.000 de lei. Prima oară designul. Ai făcut custom toată planșa, okay. Apoi printarea planșei, apoi... I don't fucking know, nu știu, toate... Codin, nu Codrin. Uh-huh. Și it was expensive. 1496 de dolari. Ți-ai luat vreodată care... hate? Normal, oricine și-a hate. Băi, n-ai cum niciodată să mulțumești pe toată lumea, frate. Și gen, nici n-ai de ce să mulțumești pe toată lumea. Tu faci ce-ți place și cum simți și cine o să te placă și o să rezoneze cu tine o să fie acolo. Că n-ai cum niciodată să mulțumești pe toată lumea. E imposibil. Nu există. Și mai mari, frate, artiști și cei mai mari fotbaliști, gen, tot au hate. Uitați-vă la Messi și la Cristiano Ronaldo. Tot e duelul ăsta între ei. Sunt incredibili amândoi, dar tot unul are hate. Gen, unul îl place pe altul și automat e împotriva lui ăla. Că nu înțeleg de ce nu poți să-i placi pe amândoi. Ești nebun la cap și de ce e nevoie de beef-ul ăsta și așa mai departe, da? Okay, au fost generați din câte vizualizări? Au fost generați din 2.000. Păi n-am zis niciodată că nu mă joc, gen. Ne uităm la ăsta și pe aia ne jucăm. Milioane de vizualizări. Deci a ta ai făcut în ultimele 28 de zile 2.2 milioane. Yes. În câte vizualizări s-a dus piesa asta? E prima de pe canalul meu. E cel mai popular. Și nici nu apare în el. Tu știi cât de greu e să-ți mai depășești cel mai popular videoclip în ziua. Da, da, mie îmi spuneți. La tine chiar nu se mai face. Haide, Sherry, bate 40 de milioane. Bă, nu mai copii, mă, cine știe? 41 de milioane. Dă-i bătaie și ăla. Cel mai popular clip de pe YouTube în care eu apar, de fapt, nu e... Mamă, 41 de milioane la un clip și eu cred că am, nu știu, 50 de milioane în tot, ești nebun la cap. Este un clip de pe canalul meu, nu e soție. S-a vindecat repede fruntea, chiar în câteva zile mi-a trecut, mă, Tibi, te pup. Cât? Cel mai popular videoclip ever în care eu are 4300 de oameni pe like și 7000 de like-uri. Băi, vezi, dar chiar mă apăsați și voi pe butonul ăla de like, să facem și noi măcar 7500. Ne-ai trebuie 100. Facem și noi, reușim. Dar asta e meseria noastră, fraților. Facem videoclipuri pe YouTube. Da. Bine, nu doar. Nu știu ce e la Demon Slayer. Avem și un film, eu și cu Muntenii, tabăra este în toate cinematografele și nu mai stăm mult, doar câteva zile. Așa că merge să vedeți și plus dacă se strâng 200.000 de bilete, m-am jurat că fac piesă cu Ini Sebi. Bă, deci Codin e YouTuber de foarte puțin timp de când a început cu podcastul. Bă, da, după casa asta zice că e cel mai bine plătit și cel mai vechi YouTuber din branșă. Da, bă. Am venit cu controlul, băi, Codin. Codin tocmai mi-a zis că el nu a avut niciodată laptop. Ăsta nu e laptop. Ai un anime, ok? Am venit calculator din ăla care spunea pe jos, știi, cu un fir care se lega la un monitor. Da, mă, știu, calculator, da? Deci dacă tu nu ai folosit laptop niciodată, cum ai scris? Stai, mă, știu. Când eram mic, calculator din ăla care spunea pe jos, știi, cu un fir care se lega la un... Asta avem, mă, și noi mor. Ce caterică. Stai, mă, ce a scris stresul pe aici? Joacă sau dau hate, te pun, mă, stresul. Ce vreau, mă, sunt ai mei, nu frate. Ai folosit laptop niciodată. Cum ai scris Miami Beach, scenariu, cărțile? Păi pe telefon. Dresor de legi de fraier e scris în telefon. Nu și pot la să cred. Băi, ești nebun, ce tare. Scris, ce scris, mă, notes. În notes. În notes, pentru că poți să scriu repede. Eu așa scriu, ta. Scriu mai repede, pe repede. Da? Mă, infinit mai repede. Infinit mai repede. Ești bizar. Bun, deci Codin, habar n-are. Mai mult o să-i arăt eu decât o să-mi arate el. Băi, dar chiar, frate, eu mereu am avut impresia că eu de mână scriu mult mai repede decât scriu pe tastatură. Dar eu cred că... Ce mă, la cât mă joc și la cât stau pe calculator, nu am cum, ești nebun, imediat, bam, 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 să mișc astea, nici mă mai uit la tastatură, ești nebun la cap. Cifrele de pe YouTube. Sunt foarte curios la tine, Codin, pentru că tu faci conținut, faci aceste podcasturi care au peste o oră și pentru că sunt lungi, se uită și oameni mai mari, mai în vârstă. Păi după casa asta, așa, zice că e cel mai bine plătit YouTuber din România, bă, dar nu doar după casă, pentru că fii atent ce chestie. Deci în ultimele 28 de zile ai avut 2.4 milioane de subscribe de vizualizări. Puține vizualizări, ce dar mai cei mai mulți bani. Deci trebuie să fii happy. Știi cum e, că banii trag la mine. Banul la bani trage, frățior. Asta pentru că RPM-ul tău, Codin, este de 2.20. Nu pot să cred.
Mamă, cât de mare e, mâncați aici cu rata Mama, RPM 2.28 și e și în euro, gen, nu dolari. Mamă, 10 și 8. Ați auzit-o întâi aici, RPM-ul. Gen, practic, ca să înțelegeți, dacă, deci Mitsu ați văzut că avea 0.50. Dacă Mitsu ar fi avut 2.28, asta însemna că n-are 2.800, are 2.804. Înțelegeți? Codin este de 2.28. Ați auzit-o întâi aici, RPM-ul meu este de 2.28. Ce e RPM-ul? Ție pe 1000 de vizualizări și ajung 2.28. Știi cât ajung la mine? 0.4 euro. Deci ați înțeles, RPM-ul la mine este 2.28, la Shelly 0.4, că se cunoaște valoarea. Știi RPM-ul, știe valoarea și... 5076 de euro ai generat în ultimele 28 de... Băi, vedeți că stau bine pe clasament deocamdată. Deci cred că l-am ghicit, ești nebun la cap. Zile, cu un număr foarte mic de vizualizări. Cel mai bine atenție cu asta, cu nu mai arunca cu un număr foarte mic de nu vizualizări. Nu foarte mic, nu este foarte mic, dar tu ai încă 4 podcasturi, câte ai? Adică e încă la început. Toată pagina aia asta, puțin că am un an. Sunt foarte curios cât ai avut pe podcastul cu Ana Maria Prodan, gen doar pe episodul ăsta. Atenție, am fost în trending numărul 1, sunt YouTuber. Și acum ești 4. 1.100.000 de vizualizări pe o oră și jumătate de conținut. Se știe. Câți bani au generat? Ia să vedem. 2.385 de euro. Mamă, voi vă dați seama dacă clipul ăsta era postat în decembrie, când era cel mai mare RPM, că avea RPM 4, ești nebun la cap, era pe conținut, zici că era în America, Codin. Mi se pare incredibil. Doamne ajută, frate, Doamne ajută să meargă așa în continuare. Poftim. Și fii atent, o altă chestie foarte interesantă. Cei care te urmăresc au foarte mulți dintre ei YouTube Premium. Uite, dacă ne uităm aici la Revenue Sources... Să vă dea Dumnezeu sănătate celor care aveți YouTube Premium, ajută asta? Ad Revenue, 1500 de euro. Băi, ce bană rău. YouTube Premium, 833 de euro. Asta compune suma de 2300 de euro. YouTube Premium, nu uitați, intrați, vă plătiți... Seam care public mare, mă. La modul YouTube-ul. Și dacă nu aveți bani să plătiți YouTube Premium, știe Codinul pe care vă face ajuta. Ia! Scuze, aici la lift, să-l sperie, să văd dacă mi-i zi. Bă! Să capul ăla să fie tău mai... Bă, de când mă chinui, trebuia și odată să-ți fac ceva. Băi, eu nu haresc astea, frate, ia să fac cu inima, ești nebun. Hai să vedem acum dacă mă sperii și eu când îți văd analitice. Ai un RPM de 0.62. Uite, gen, eu am, faza e că eu i-am explicat și lui Shelly, am RPM-ul ăsta puțin mai mare decât el și Mitsu, pentru că eu mai las din live-uri publice și nu știu cum, dar am RPM foarte mare la live-urile alea, gen, nu știu, nu-mi explic. Băi, toți aveți RPM mai mare decât mine. Știi care e faza la mine? E de la live-uri, mă, că le las unele publice și se face watch time mare și ai văzut că la watch time mare crește RPM-ul ăla. Ok, tu ai 1607 euro și dintre care eu am noroc, făcând live-uri, am și din super chat și din membri, știi? Ok, și dacă ne uităm la sursele de venituri în ultima lună, ai venit estimat din ads, de fapt... Și uite, practic, din anunțuri la mine era doar 1180, gen, și plus că eu am astea din tranzacții pentru că fac și live-uri, știi ce zic? M-am pus și eu de podcast, ești nebun pe bune, ești nebun, te pup, brother, te pup, frate. 1179 exact. Mai ai 216 venit din YouTube Premium și mai ai 211 venit din donații pe din, Super Chat, nu? Super Chat plus membri, știi, așa le pune ca tranzacții. Bă, e bine, chiar e okay. Ca și public, ai 600.000 de spectatori unici, deci practic ai... Uite, ceea ce e foarte mult, ești nebun. 600.000 de români care s-au uitat la tine în ultimele 28 de zile, 12.4k de subscriber, ceea ce e foarte bine, adică e o creștere ok acum pentru YouTube. Da. Am avut luni în care am crescut și cu 31.000, dar alea sunt una la 12. Și dacă ne uităm la alte canale pe care publicul... Mamă, mai țineți minte, frate, acum în decembrie ești nebun la... Nu acum în decembrie, nu, că acum n-am prea făcut nimic în decembrie. Anul trecut, gen, nu anul trecut, acum 2 ani în decembrie... Țineți minte, frate, că am crescut cu 1000 pe zi în luna aia? De nu mai înțelegeam ce se întâmplă, jur. Nu mai înțelegeam de unde apar atâția oameni, nici nebun. Se pare incredibil. Gen, canale, ia uite care se mărge și publicul tău. Sunt eu aici, frumos, elegant. Deci tău, practic, e ultimul YouTuber la care am fost. Acum hai să vă arăt și încasările mele, după care să vedem clasamentul. Bun, știu că ați așteptat asta. Acum e momentul să vedem cât... Deci am zis așa. Repetăm, da? Am zis... Codin sau Dorian pe 1 și 2, gen Codin a zis că a fost pe primul, Dorian pe 2, zic eu. După aia 3 am zis Mitsu, după aia Shelly, după aia eu, după aia Vlad am zis, da? Fiți atenți.
încasez eu din YouTube. Ce venituri am avut eu din YouTube în ultima lună? Spoiler, nu sunt mari. Odată pentru că este ianuarie, început de an, în al doilea rând pentru că da, eu am 10 milioane de vizualizări în ultimele 28 de zile, mai mult decât ceilalți vloggeri. Faza e că el a postat multe shorts și la shorts ai 0.001 RPM, ești nebun. Nu înțeleg, nu e adaptat shorts-ul sau nu știu care e faza. Multe din aceste vizualizări probabil undeva. Eu am RPM 0.6, vezi că e forță, Romeo 0.6. Au venit din YouTube shorts care nu sunt monetizate. Cam sărăcie, boi te om, așteptam la măcar 5.000. Bă, frate, eu sunt foarte mulțumit, să știi. Exacte, dar înainte în condiție în care, deci fii atent, când a fost și el la mine, aveam postate pe luna ianuarie, am postat ăla de la Revelion. Stai mă, ce am mai postat? Cred stai așa un pic. Deci, Teo 10, stai așa un pic. Deci eu aveam, când a fost și el la mine, aveam postate așa în ianuarie. Ăsta, ăsta și ăsta. Și abia în ziua respectivă postasem ăsta, dar nu s-a calculat, gen. Adică, practic, aveam 3 clipuri postate în ianuarie și, practic, restul a fost venit pasiv din ce făcusem până atunci și din ce am făcut până în momentul ăsta. Și ce zic, asta e foarte mișto, că dacă faci multe clipuri, gen, tu nu le monetizezi doar pe alea pe care le postezi, pentru că ele tot cresc în timp și așa mai departe. Stai mă, așa, e Finu aici? Te pup viața mea. Stai mă, să-i dau moderatul și lui Finu, ia. Te pup, mă, viața mea. Te pup viața. RPM e cât încasăm noi de la YouTube, gen e costul per 1000 de vizualizări, înțelegi? Și CPM e cât se produc în total, gen. Dar banii aia merg către YouTube și din CPM, gen din costul total, o parte ne vine și nouă, care se numește RPM, la modul ăla, știi ce zic? Eu nu uita să zdrobiți butonul ăla de like și să-mi ziceți în comentarii ce YouTuber ați vrea să... Cel mai prost e Vlad, că el bagă și mult rău în clipuri. Băi, da, da, Vlad a avut atât de puțin luna asta pentru că n-am mai postat așa mult din ce am văzut eu. Uite, fii atent, că de-aia am și făcut topul așa, eu. M-am luat după cât a postat fiecare. Uite. Deci are 1, 2 și stai așa, în cât suntem? Deci avea doar două clipuri postate, înțelegi? Și avea 1500 aproape, ceea ce e wow din punctul meu de vedere. Deci avea doar test de putere ăsta. Ia, ăsta pe ce dată e, mă? Stai să 26 decembrie, uite, vezi? Deci el, practic, doar cu două clipuri postate în luna ianuarie avea ăștia, ceea ce mi se pare foarte bine. Eu de-aia l-am clasat, înțelegi? Să mai aflați câți bani fac. Și hai să vedem, mergem la Analytics. Era interesant să vă cu atenție că... Bă, frate, a făcut cu cine a fost de acord. Și până la urmă, n-ai cum să-i judeci pe cei care n-au fost de acord, că până la urmă, bă, frate... Nu sunt ei ok să arate și la modul ăsta. Nu trebuie să judecăm pe mine. Doamne ferește. Oare cât RPM are Mr. Beast? Băi, e foarte interesantă întrebarea și foarte greu de răspuns pentru că el are public din toate țările, ești nebun la cap, adică n-are doar din America. Și nu știu, se face, practic, vine o medie de RPM-uri, știi? Adică ăla din America care e huge, după aia vine Spania, Franța și la modul ăsta, cine se mai uită la el acolo. Plus noi românii care suntem o grămadă care îl urmărim. Nu știu să zic ce RPM are, dar eu zic că are 4. S-au dus toți banii după PaySafe, dar pentru un om minunat aș da toți banii. Bro, îți mulțumesc din tot sufletul, frate, apreciez maxim. Așa, hai să-l vedem și pe șelarul, că și eu-s curios. Ultimele 28 de zile am avut un revenue de 2798. Aaa, ia vezi. 92 euro. A, deci n-am făcut ăsta bine. Deci, practic... eu i-am pus invers pe Mitsu și pe Shelly, dar în rest a fost ok. În rest i-am nimerit. Ești nebun? Bine. Cu ochiul ăsta. Cu ăsta ești nebun. Și practic am făcut din YouTube bani mai puțin decât chiria de la spațiul ăsta, dacă punem la... Cum a chiria? La socoteare și TVA-ul. TVA. RPM 0.40, CPM de 1.21 și cam astea sunt... Și faza e, fiți atenți, el a făcut 2700 și uite, ne uităm și la el. Uite, Shelly. Da, așa. Deci el în ianuarie, în afară de clipul ăsta, bine, și lăsând la o parte shorts-urile, că v-am zis că la shorts, stați că vă arăt, ești nebun la cap, stai așa un pic. Vă arăt ce RPM e pe shorts, ca să înțelegeți. Că el are foarte multe vizualizări dacă te uiți acum la el, dar el a postat foarte multe shorts, gen TikTok-uri de alea pe YouTube, știi ce zic. Uite, deci fii atent. La 380.000 de vizualizări în ultimele 28 de zile, $8.81. Și gen, uite, dacă intru, stai așa. Dacă intru la, uite, pe vizionări aici,
Și uite, am Teo10-ul se aruncă. Mamă, nu înțeleg cum a prins clipul ăsta atât de, atât de bine. Are 700 de mii, voi vă dați seama că are 700 de mii și eu l-am postat la mișto, pe un cont secundar, l-am văzut. Romica, tu ce zici? Are rost să postezi shorts pe YouTube? Băi, bro, eu zic că are rost pentru că le promovează mult mai bine, pentru că ai văzut că fiecare aplicație și Instagram și tot promovează mult mai mult lucrurile noi băgate, gen toate tools și toate astea, decât cele vechi, știi? Dar faza e să și prindă, că dacă îți bubuie unul, te ajută, te ajută mult, gen îți generează foarte multe cifre, știi? Și uite, dacă mă uit la ăsta, unde... Te ajută mult, gen îți generează foarte multe cifre, știi? Și uite, dacă mă uit la ăsta, unde trebuie să dau la date statistice și la venit, cred. Uite, deci un... Nu, stai. Venit estimat 0,05 dolari. A, e bine că se vede. Stați așa un pic să mut camera. De fapt, să mut scena. Deci, uite, tot ăsta, deci clipul ăsta are 700 de mii de vizualizări și mi-a generat 5 cenți. 5 cenți? Da, 50 de cenți e 0,50. Da, deci 5 cenți a generat ăsta, știi? Și de-aia Shelly are multe vizualizări acum luna asta, dar are doar 2700. Și dacă e să ne uităm, câte vloguri a postat, de așa că e și greu. Deci a postat ăsta cu greșeli și cred că ăsta cu mam de... Nu, ăsta e din decembrie, am impresia. Ăsta e deci doar un clip a postat, doar un vlog. În rest i-au făcut clipurile din spate, știi ce zic? Sunt în casările pe care eu le am cu 9,4 milioane de vizualizări, am avut 1,7 milioane de oameni. Mamă, imens ești nebun. Deci uite răspunsul, Romeo, dacă e bine să postezi shorts. Uite cum a rupt și el cu shorts-urile. În ultimele 28 de zile și 73 de milioane de... Mr. Beast face 14 milioane de euro pe an. Viața mea, stai liniștit că Mr. Beast cred că face 14 pe lună, înțelegi? Pentru că v-am zis, pe lângă venitul ăsta, mai sunt și colaborări, mai sunt, Mr. Beast are și o grămadă de canale, are vreo 5 canale, gen la modul ăsta, se adună de acolo. 7,3% crypto rate-uri a impresii și cam astea sunt cifrele. Statistic vorbind, ianuarie este cea mai proastă lună din an ca și în casări, v-am mai explicat de ce, pentru că toți își cheltuie bugetele de publicitate de Crăciun și în ianuarie ia banii de unde nu sunt. Și fraților, dacă vreți să vedeți tabăra, nu uitați să mergeți zilele astea la film, pentru că zilele lui Incinema sunt numărate. În câteva zile filmul va ieși complet din cinema, pe date de aici, în ultimul an, în ianuarie, și complet din cinematografie și nu veți mai avea unde să-l vedeți, așa că hai la film. Atât am câștigat eu în ianuarie. Îmi pare pe Netflix. Voi sunteți curios să vedeți cât am făcut pe o perioadă mai lungă de timp, cât am făcut în ultimul an în Academia de Vlogging, în cursul meu de vlogging, arăt mult mai multe date de aici, arăt cât am făcut într-un an întreg din YouTube și bineînțeles asta e doar 0,01% din toate informațiile la care voi aveți acces dacă cumpărați acea Academie de Vlogging. Și ca totdeauna, fraților, dar ora acest vlog este aproape. Gata, cam asta a fost.